Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi voi merge la ziua recoltei la Râmnicu Vâlcea pentru a vă prezenta acest târg. Haideți să vedem! Acolo unde inima mă bate, înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă și ia mă de departe. Și du-mă iar acolo unde inima mă bate. Mulțumim din suflet, Doamne ajută, rămâne sănătoși! Mulțumim frumos, Corin, vezi dacă ai ochi albaștri, a venit și soarele, s-a oprit ploaia, așa este, nu? Solist instrumentist al Orchestrei Rapsodia Vâlceană, un tânăr talentat, Dorin Mincu, Dorian Mincu, n-are nimic pentru că nou membru al orchestrei. Așa. Bun, este. Haideți să vă prezint târgul, fraților, că s-a oprit puțin ploaia. Aici avem struguri, legume. Fiind ziua recoltei, majoritatea standurilor sunt cu legume și cu fructe. Thank you.
Mulțumim frumos, Narcis Mincu, pentru și acum ajungem la standul nostru. Asta este numele adevărat, Narcis Dorian, domnul impresar. Dacă venea Paștele, trebuia să-i dea 1000 de Paște, așa că trebuie să-i dea un cel de Crăciun, că vine Crăciunul. Vine Crăciunul! Următoarea solistă a orchestrii profesioniste, Rapsodia Vâlceană, care vine în fața dumneavoastră, cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, cunoscută de dumneavoastră pe posturile de radio și televiziune, Rodica Nicolescu. Bună ziua și bine v-am găsit sănătoși. Să vă dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună de toate. Și la anul să avem mai bună de toate. Aici am luat noi mere, cele mai frumoase și cele mai bune mere. Acolo în față sunt meșterii populari. Dacă mai avem timp, vom merge și acolo. Thank you.
Doamna e foarte amabilă și îmi dă să gust din produsele prinse. Aici avem dulceață de ardei iute. Pentru cei care au două fete și un băiat să le trăiesc. Dulceață de soc, nu? Nu să se prea audă că sunt așa cum. Aici avem dulceață de soc. Aronia, wow. Lume fericită să te lăsuri deci asta de Aronia este extraordinară și mi-a mai dat doamna aici o chestie care nu știu ce este efectiv. Nici nu scrie și nici nu știu, n-am mâncat în viața mea. Wow, nu vine să cred. Abar n-aveam că se face de coponele dulceață. Într-ai flori-n roare, tine-n roate, tine-n roate, tine-n roate.
cumpărăm ceva de la doamna pentru că sunt extraordinar de bune. Și mă ajung de prune. Să furăm de aici o smochină. Aici este aglomerație la standul ăsta, nu pot să vă arăt. Mulțumim frumos, Rodica, să fii și tu sănătoasă, la pungă groasă și succes în continuare. Ultima solistă care vine în fața dumneavoastră a orchestrei profesioniste Rapsodia Vâlceană este o ungureancă frumoasă care va cânta. Salut! Tot așa de frumos melodiile ei de la toată lumea. Ana Maria Iorga. Aici este prietenul nostru Emil Săftoiu din Băbeni. Mi-a săzut și la
noi, mă. Să mai iau firma. Trăiți, măzare bună! Sărmâna! Fraților, nu mai am baterie, așa că nu o să mai mă duc sus la meșterii populari. Îmi pâlpâie asta de ceva timp. Dar v-am prezentat tot târgul. Haideți să vă arăt aici cum se face zacusca. Ia uitați, ce bine arată. Și pâinea aia de casă, cât de bine arată. Îmi costă mult ca mi-au dat. 10 lei. Ce și sarmale. Ce vreau de sarmale, Lilian. Haideți să gustăm această luneta făcută de boromir. Pot să gust și eu? Mulțumesc. Haideți să vedem, fraților, ce gustare. E mai bună ca Nutella sau nu? Este mai bună? Wow. Wow. Vreau și eu un borcan. Haideți să luăm și noi niște mus din ăsta proaspăt, stors pe loc. Sărmâna, îmi dați și mie niște must, vă rog? Mai aveți? Și nu mai starceți? În 40 Sigur. Da, am stand. Sunt aici toată ziua. Să vin în 40 minute? Haideți că am venit aici să iau must. Sper că acum au oamenii must. Sărmâna, mai aveți must? Perfect. Dați-mi și mie 4 sticle la 1 litru, vă rog. Pahar de vin și atunci zic... Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă. Și ea mă dă departe și Dumnezeu iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă. Și ea mă dă departe și Dumnezeu.